Mie îmi plac cifrele mari și vreau ca oamenii să se obișnuiască să gândească în cifre mari. Sunt foarte multe business-uri în ziua de azi care pot fi începute cu zero investiții. Eu întotdeauna recomand să deschizi afacerea pe teritoriul competențelor tale, nu să fugi după trend, fiindcă tu poți să deschizi o companie, să lansezi o afacere în interiorul unui trend, dar tu nu pricepi cum să gestionezi acea afacere. Până la urmă începi să faci gafe, gafele costă bani. Uh-huh. Dar cel mai mare preț pe care tu îl plătești este timpul pe care tu îl pierzi. Tu când alegi direcția, sunt câteva modalități deja dovedite. Da? Prima modalitate de a lansa o afacere este să deschizi o afacere acolo unde tu pricepi. De exemplu, tu ești, toată viața ta ai fost contabil, deschizi o firmă de contabilitate și audit, da? Ai fost toată viața ta administrator de salon beauty, da, poți să deschizi un salon beauty. Așa, da. Și dacă tu nu ai nicio competență, atunci tu poți să deschizi o afacere pe teritoriul aptitudinilor tale.